Vrui, cititorule, să-ți fac un dar, o carte pentru buzunar, o carte mică, o cărticică. Din slove am ales micile și din înțelesuri furnicile. Am voit să umplu celule cu suflete de molecule. Mi-a trebuit un violoncel. Am ales un brotăcel pe o foaie de trestie îngustă. O harpă, am ales o lăcustă. Cimpoiul trebuia să fie un scatiu și... și nu mai știu. Farmece aș fi voit să fac și printr-o ureche de ac să strecor pe un fir de ață micșorată, subțiata și nepipăita viață până în mâna cititorule adumitale. Măcar câteva crâmpeie, măcar o țandără de curcubeie, măcar nițică scamă de zare, nițică nevinovăție, nițică depărtare. Aș fi voit să culeg drojdii de rouă într-o carticică nouă, parfumul umbrei și cenușa lui, nimicul nepipăit să-l caut vrui, acela care trăsare, nici nu știi de unde și cum. Am răscolit pulberi.